Poporul Domnului, suntem înaintea lui Dumnezeu și vrem să deschidem Cartea Domnului din nou și să citim două versete din epistola scrisă de Pavel către biserica din Efes, capitolul 4, versetele 26 și 27. Efeseni 4, 26 și 27. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Frații noștri dragi, fiecare seară este diferită, în ciuda faptului că fiecare seară, dintr-un anumit punct de vedere, este la fel ca celelalte. Fiecare seară are frumusețea ei, are spiritul ei și are provocările ei. Fiecare seară ne surprinde într-un anumit moment al vieții în care n-am mai fost și nu vom mai fi. Anul acesta am hotărât, la slujbele de duminică seara, să vorbim despre viața de familie. Mai avem câteva duminici să facem lucrul acesta și socotim că este un mare folos. Bineînțeles că folosul acesta este diferit de la o persoană la alta, din anumite motive. În seara aceasta vom continua să vorbim despre familia după modelul Creatorului, privind la un aspect care poate deveni negativ, adică la mânie. Și pornind de la textul acesta pe care l-am citit din carte, să vorbim despre mânie din perspectiva Bibliei în contextul vieții de familie. Mânia este o experiență de care fiecare dintre noi avem parte în relații. În relațiile din familie și în relațiile de dincolo de familie. Cred din toată inima că una dintre cele mai mari performanțe umane este relațiile pe care un om le are și le păstrează. Nu este deloc ușor să-ți păstrezi o relație, pentru că după ce îl cunoști pe om din ce în ce mai bine, îi cunoști și defectele și îți pierzi admirația pentru el. Îți pierzi într-o oarecare măsură respectul și ești tentat să te împiedici de defectele lui, uitând că și el are aceeași problemă în relația cu tine. Ce este mânia? Dacă ne uităm în dicționarul de specialitate, acesta spune că este o stare de iritare puternică, provocată de un lucru contradictoriu, care interferează, care se opune dorințelor noastre și împlinirii acestora. Mânia este una dintre cele mai puternice stări emoționale pe care le are un om, pe care le experimentează un om. Și atunci când ea se declanșează, este foarte greu să fie controlată. Dintre cele patru tipuri temperamentale, primul, colericii, au cele mai mari probleme cu mânia. Aceasta este problema lor numărul unu. Fiecare tip temperamental are o problemă mai mare decât celelalte, care vine din trăsăturile sistemului lor nervos. Colericii sunt oamenii aceia iuți, rapizi, neobosiți, plini de energie, de entuziasm. Ei, dar nu numai lucrurile bune sunt iuți și în lucrurile rele. Ei se enervează repede și se enervează exploziv și vulcanic. Asta nu înseamnă însă că firea pământească la colerici îi predispune să facă mai mari și mai multe păcate decât ceilalți, dar la ei păcatul acesta este semnificativ. Atunci când vorbim despre mânie, trebuie să afirmăm faptul că mânia îl face vulnerabil pe om să păcătuiască. Scriptura ne spune următorul lucru: mâniați-vă, dar să nu ajungeți la păcat în timp ce vă mâniați. Asta înseamnă că există o anumită fază a mâniei în care omul nu păcătuiește.
Dar înseamnă că atunci când se mânie, este la un pas să păcătuiască. Nu este ușor de înțeles cum vine asta, dar așa vine. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să afirmăm faptul că dialogul dintre oameni, comunicarea, este cel mai important element al unei relații. Nu poți să fii în relație cu cineva și să nu vorbești mult cu persoana aceasta. Însă și cearta poate deveni un mod de a comunica, dar unul greșit. Când reacțiile nu primesc răspuns, apar conflictele. Când conflictele nu sunt soluționate, apare cearta. Cearta aduce mânie și mânia frânge relația, o slăbește, îi pune pe cei doi sau pe cei mai mulți în adversitate. E nevoie de o împăcare, dar după ce scos cuiul, gaura rămâne în care cuiul a fost. De cele mai multe ori, cearta nu pornește de la ce spunem, ci pornește de la cum spunem ce spunem. Că poți să-i spui unui om adevărul, dar să-i spui într-un mod care îl ofensează, îl disprețuiește, îl enervează, îl umilește. Poți să-i spui de față cu alții și să-i strigi reputația. Și dacă te întreabă de ce ai făcut așa, încerci să te justifici spunând, dar ce nu e adevărat? Acum să fim sinceri, dacă întâlnești un om care e cocoșat, e normal să strigi după el cocoșatule doar pentru faptul că e adevărat? Nu-i ajunge povara adevărului? Trebuie să mai pui și dumneata încă o povară a remarcării adevărului? Chiar adevărul ăsta ar trebui remarcat? Frații mei, 1000 de vieți dacă am trăit, n-am ajunge la performanță sau la nivelul excelenței în relații. Pentru că dacă greșim în calitate de oameni ai lui Dumnezeu, greșim atunci când vorbim. Uneori am greșit că nu am spus ce trebuia. Alte ori am greșit că am spus ce nu trebuia. Și aceasta este experiența tuturor muritorilor. De cele mai multe ori ne facem vinovați de felul în care spunem. Spunem răstit, spunem cu un ton de superioritate, spunem nervoși, ceea ce spunem e corect. Dar felul în care spunem este greșit. Și noi tot timpul ne justificăm, dar ce nu e adevărat? Dar adevărul acesta e spus într-o manieră greșită. Nu te uita doar la ce spui, la calitatea, la conținutul mesajului. Uită-te și la forma în care îl transmiți. Pentru că aceste cuvinte pe care noi le transmitem nu sunt decât niște containere în care punem conținut. Luăm din mintea noastră anumite informații și nu putem să le aruncăm, ci pur și simplu le punem în cuvinte. Și cuvintele devin niște containere care transportă înțelegeri, transportă idei. Containerele acestea trebuie să fie potrivite, că pe om îl poți lovi peste obraz cu containerul sau cu conținutul. Nu te bucura că conținutul este bun. Uită-te la container, nu cumva îl lovește peste obraz în mod inutil. Niciunuia dintre noi nu-i place să îi se vorbească ca unui copil. De ce crezi că dumneata îți poți permite să vorbești așa față de partener și chiar față de copii? Fiecare om are demnitate și fiecare om așteaptă să fie respectat și iubit. Nu trebuie să ai multă școală ca să aștepți să fii iubit și respectat. Orice ființă umană, pentru simplu fapt că e în viață, așteaptă să îi se acorde respectul unui om, unui muritor. Predispoziția mâniei. Când soțul se simte provocat, neascultat, se concentrează pe dorința lui de a avea dreptate. Și asta este problema bărbaților. Bărbații, fiind în competiție prin natura lor specifică, foarte des se simt provocați. Marea lor problemă este să nu cumva să-i țină nevasta sub papuc. Le e frică de papuc foarte tare. Și tot timpul se simt provocați. Și atunci încearcă să-și pună în evidență dreptatea, să nu cumva să fie tratați cu nedreptate. Dacă aceasta este problema bărbaților, trebuie să acceptăm faptul că atunci când ei cred că sunt tratați fără respect, devin ostili, abordează o atitudine rece, neatentă, indiferentă și nervoasă. Și cu asta le pedepsește pe soții. Când soția se simte neînțeleasă, jignită,
s-o încearcă să o convingă că e prea mic motivul ca să se supere pentru asta. Și îi zice, ai mă, nu te supăra, chiar te superi pentru chestia asta? Asta este o banalitate. Dar ce-i banalitate pentru mine s-ar putea să nu fie banalitate pentru soția mea. Fiecare om are banalitățile lui. Ar trebui să ne raportăm la banalitățile partenerului, nu la ale noastre. La ale noastre se raportează el. Ar trebui să învățăm banalitățile și să îi le respectăm. Că atunci când am luat-o de soț sau de soție, am luat-o la pachet. Cu banalități cu tot. Atunci când soția se simte neînțeleasă, devine istorică. Adică și aduce aminte de toată istoria căsniciei. Și eu mă mir cum o soție poate să țină minte toate amănuntele astea. Tot îmi trece prin minte să spun un exemplu, dar sigur că nu o să-l spun, mă țin tare să nu-l spun. Devine critică și plânge. Aceste trei lucruri, istoricitatea, criticismul și plânsul, sunt trei manifestări al unei femei cu care ea se impune când nu mai are nicio armă. Și toate acestea trei îl scot din toate săritele pe un bărbat care nu folosește aceste arme niciodată. Un soț nu devine istoric, el nu devine critic, devine agresiv și de asemenea el nu plânge, el se închide în el. În conflict soțul își apără punctul de vedere, soția se apără pe ea însăși. Încerca să pătrundeți afirmația asta, că e adâncă cât o fântână. Tot timpul bărbații își apără ideile, pentru că ei au idei. Ei cu idei lucrează, toată viața lor lucrează cu idei. Se luptă pentru idei, idei în politică, idei în sport, idei în orice. Când bărbații se întâlnesc, vorbesc idei. Discuția dintre bărbați se numește filozofie pentru femei. Ele nu suportă discuțiile dintre bărbați. Nu vorbim de copii, nu vorbim de viață, nu vorbim de flori, nu vorbim de murături. Astea nu sunt idei. Ideile sunt privilegiul bărbaților, ei știu să comunice idei. De aceea tot timpul ei se luptă pentru punctul meu de vedere. Părerea mea este că soția niciodată nu își apără punctul de vedere, ea se apără pe ea. Pentru că ea se simte amenințată de indiferența soțului. Un soț nu se simte amenințat de indiferența soției, pentru că el e independent. Ea nu e independentă, ea este dependentă. Ea nu este autonomă, bărbatul e autonom. Orice bărbat trebuie să știe asta când se căsătorește și să știe că nu s-a căsătorit cu un alt bărbat care e ca el, s-a căsătorit cu o ființă diferită de el numită femeie și trebuie să învețe felul de a fi și să se raporteze la ea, că altfel ea se va simți neînțeleasă, se va simți trădată, se va simți cucerită în prietenie și logodnă și apoi abandonată în căsătorie. Aceasta este istoria multor nefericite femei. La mânie soțul își prezintă argumentele. La mânie soția își exprimă sentimentele. O femeie nu lucrează cu argumente. Și când sentimentele ei sunt bulversate de mânie, niciun argument din lume ea nu-l înțelege, nici nu o interesează, nu-l aude, intervine o surzenie psihică. Nu interesează argumentele. Dacă se simte că nu e iubită, toate argumentele din lume să-i arăți negru pe alb, nu interesează. Iubește-o și toate argumentele fac sens pentru ea. În absența iubirii, soția ignoră orice argument, inclusiv că 1 plus 1 fac 2. În conflict, soțiile devin neîncrezătoare și negativiste, lucru care îi exasperează pe bărbați, îi umilește. Și încep cu generalități, tu niciodată, tu întotdeauna. Și soțul care aleargă după performanță spune, cum niciodată? N-am făcut binele, cum întotdeauna am făcut răul? Ea nu știe să facă altceva, pentru că o să vorbim puțin mai târziu de un mecanism al creierului. Atunci când omul e mânios pentru un lucru, pentru o idee, creierul aduce toate argumentele din lume să susțină ideea aceea și să o prezinte exagerat. Așa e creierul oricărui om. Oamenii se mânie atunci când nu se simt iubiți. Și reacționează certându-se. Omul nu știe să facă altceva când se simte ignorat decât să se certe, decât să ridice tonul și decât să țipe, hei, iubește-mă, nu mă lăsa singur că mor. Și toată tinerețea mea ți-am dat-o ție, am plecat de la tata și am crezut că o să fii sincer sau sinceră. Și țipă că nu știe să facă altceva, mai ales când ăsta a devenit un obicei, adică un automatism de care un om foarte greu se lasă, pentru că orice obicei înseamnă că e o cărare prin jungla creierului.
Orice obicei, orice automatism este o potecă, e o cărare prin creier. De aceea întotdeauna cu ușa, cu o anumită mână descuiem ușa de la casă, cu o anumită mână claxonăm, cu o anumită mână facem anumite lucruri. E foarte greu să faci cu mâna cealaltă, că ar trebui să se facă o nouă potecă prin creier. Care sunt motivele pentru care oamenii se mânie în relația de familie? Diferențele specifice dintre bărbați și femeie. Cele mai multe dintre conflictele soților se datorează diferențelor. Biblia ne spune că Dumnezeu l-a creat pe om parte bărbătească și separat parte femeiască. Dumnezeu n-a făcut două lucruri asemănătoare separat. Nu-i așa? Dacă le-a făcut separat, înseamnă că sunt diferite. Nu le-a făcut la fel diferite. Le-a făcut diferite. Ei, aceste diferențe creează pentru fiecare dintre părți percepția că celălalt e la fel. Și soția se așteaptă și soțul să fie la fel ca ea, cu sentimentele, în timp ce le cu ideile. Și invers. Se așteaptă în mod greșit ca partenerul să simtă și să gândească, să se comporte ca mine. Dar nu se poate compara, nu poate să se comporte ca mine, se comportă ca ea. Trebuie să-i dăm dreptul să fie femeie, pentru că de fapt noi așa am luat-o, am luat o fată de gen feminin. Trebuie să-i dăm privilegiul acesta. E bine, atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să mai spunem și faptul că exprimarea greșită a emoțiilor provoacă conflict. Oamenii au emoții și atunci când emoțiile se ridică dincolo de nivelul rațiunii, ele preiau controlul și de obicei oamenii sub imperiul emoțiilor se agită, se grăbesc, ridică tonul, se precipită și felul în care se comportă devine agresiv, deranjant, insuportabil pentru celălalt. De aceea manifestarea greșită a emoțiilor provoacă mânie în familie. Vorbind despre lucrurile acestea și încercăm să identificăm motivele pentru care oamenii se ceartă, trebuie să spunem că mânia omului este o emoție manifestată în momentul în care cineva sau ceva se suprapune cu ceea ce omul intenționează să facă. Adică, imaginați-vă că o persoană stă liniștită și își bea cafea. Și vine cineva și vrea să-l salute și fără să vrea, cu cotul, îi trântește ceașca de cafea peste computer, peste laptopul cu care lucra. În interiorul acelui om, dacă ar vrea să spună ce gândește, ar spune, bă, nu te uiți ce faci. O emoție puternică se naște instantaneu în momentul în care liniștea lui a fost deranjată de un om care a venit și ca o bombă a venit peste el, i-a vărsat cafeaua și i-a stricat computerul. Omul ăla are o emoție acum în interiorul lui. Această fază de început a mâniei nu-i păcat, se numește indignare, se numește nemulțumire, se numește reacția naturală la neatenția unui om care trebuia să fie mai atent. Dacă ăsta nici nu e puțin bine crescut să spună, te rog să mă ierți, și repede alergi după un șervețel și apoi să-i spui, hai să ne uităm la computer dacă s-a stricat. Cred că trebuie să particip și eu la repararea lui, că sorry, nu costă bani, nu... Adică încearcă să-l mulțumești pe om și să-l convingi că îți pare rău. Dacă te faci așa că plouă și te duci mai încolo, vai de mine ce tare se supără omul care a rămas fără cafea și fără computer. Pentru că după ce că i-ai făcut paguba aceasta, nici nu știi cum să repari treaba. Ți se pare așa că cel mare lucru o mică neatenție. Poate că pentru dumneata e lucru mic, că trăiești într-o zonă a durității vieții, dar omul poate e mai delicat, poate e mai sensibil. El dacă ar fi făcut așa un sfert de oră ar fi spus sorry, 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 sorry. Și acum mama tale nu spui niciodată? Păi pentru omul ăla e absolut de neînțeles atitudinea pe care o ai. E, dacă se căsătoresc ăștia doi, ea sensibilă și el altfel, wow, e destul de complicat. Când un om vrea să facă un lucru și apare un obstacol în calea lui, indiferent că e fizic sau nefizic, atunci omul se mânie, pentru că cineva îi strică planurile, cineva îi încurcă viața, ia timpul. Cunosc oameni care nu le place să fie vizitați fără appointment, în sensul că omul are un plan,
face ceva, e dăruit la ceea ce face și cineva țob la el că și așa are vreo jumătate de oră și nu știe ce să facă cu ea și îl ține pe om din treabă. El fierbe că trebuie să-și termine treaba și acum trebuie să-i dea o jumătate de oră care nu o are celui care are nevoie de ea. Păi fierbe omul ăsta în mintea lui dacă și-ar permite să spună ce gândește. Așa e când se întâlnește un om ocupat cu unul neocupat. Și întotdeauna plătește bilul cel care e ocupat. Că trebuie să dea o jumătate de oră pe care nu o are și trebuie să o dea din la noapte, când ar fi trebuit să doarmă. Așa de atenți ar trebui să fim cu oamenii și cu timpul lor, că oamenii sunt foarte diferiți. Nu toată lumea e la pensie, nu toată lumea este între două stații care presupune o jumătate de oră. Să fim atenți cu oamenii, cu timpul lor, să ne asigurăm că atunci când luăm timpul cuiva, îl are și vrea să ni-l dea. Să fim sensibili cu oamenii, că altfel să nu ne supărăm dacă spun despre noi că suntem un anumit fel de oameni. Fraților, așa se strică relațiile, foarte simplu. Veți spune, păi ăștia sunt sensibili. Dar lumea e plină de sensibili și mare lucru dacă și noi doi nu suntem toți sensibili. Mânia este reacția iritării provocată de schimbare. Am un plan și cineva mă obligă să mi-l schimb. Vreau să fac ceva și cineva mă obligă să schimb acel ceva ca așa vrea el. El trăiește de două ori și eu niciodată în timpul ăla. Astea sunt motive obișnuite pentru mânie și sunt absolut nebăgate în seamă de noi. Atunci când vorbim de lucrurile acestea, trebuie să afirmăm și faptul că atunci când cineva ți-a un lucru, ți-a un drept, ți-a ceva ce ți-aparține fizic sau nefizic, fără să-ți ceară permisiunea, părându-i se că e un bun comun, atunci în sufletul dumitale te simți jefuit, te simți furat, te simți nedreptățit, te simți tratat ca un om care nu meriți respectul necesar. Fraților, atunci când iubești, ai pretenții de la omul căruia i-ai dăruit inima ta. De aceea în familie oamenii sunt cei mai sensibili. Dar și în relațiile de biserică oamenii sunt sensibili. Noi ne supărăm uneori unii pe ceilalți și uneori nici nu știm că ne-am supărat. Dacă persoana nu vine să spună, nici nu ți-ai dat seama probabil. Relațiile sunt un lucru greu de întreținut. De aceea trebuie să fim sensibili și dacă aflăm că am provocat cuiva o supărare pe care noi o vedem supărare sau pe care nu o vedem supărare, că noi s-ar putea să fim mai tari la capitolul ăla, noi să ne ducem la om și să încercăm să restaurăm situația, pentru că este cinstit să-i dăm și omului acelui dreptul să se bucure de viață, să nu stea frânt din cauza unei neatenții. Înțeleg că omul s-a supărat, dar când am aflat trebuie să fiu pe foc și să fac tot ce pot. Cât ține de mine, că dacă nu vrea și nu vrea, nu sunt eu Dumnezeu și nici el. Cineva nu te respectă, cineva întrece măsura, cineva te ironizează, cineva te expune, cineva te drădează, cineva te divulgă, cineva îți ia anumite drepturi, anumite privilegii. Toate acestea sunt motive să te mânii. Când un om se mânie, creierul furnizează informații doar în legătură cu emoția care a produs mânia și de aceea mânia aceea dintr-o dată devine mult mai mare decât este de fapt, pentru că creierul aduce și alte lucruri care au legătură cu asta. Spre exemplu, eu lucrez cu de 10 ani cu oamenii aceștia de când sunt aici. Să presupunem că astăzi am ridicat tonul la unul dintre ei. El nu se supără doar că am ridicat tonul astăzi la unul dintre el. Și creierul, că n-are cum să uite, că suntem la vârsta la care avem mintea întreagă, nu uităm. Creierul lui îi aduce aminte de toate cele 5 lucruri în care 10 ani eu am ridicat tonul. Și în loc de o supărare sunt 5 supărări. Adică una mare de 5 ori. Așa funcționează omul. De aceea soțiile devin universale, de aceea devin generaliste și spun tu niciodată, tu întotdeauna, tocmai pentru faptul că creierul lor aduce pe lângă motivul mâniei toate celelalte mânii de când te-ai căsătorit până în clipa aceea, care au legătură cu subiectul acela. Să știți că mintea noastră e foarte complicată. Frați și surori, ascultați-mă, orice aspect din trecutul nostru care nu-i rezolvat va rămâne o problemă deschisă.
și se va consuma energie în creierul nostru cu problema aceea și vom avea probleme și în subconștient când dormim, cu tot felul de vise, și vom avea probleme și în conștient când suntem treji cu problema aia nerezolvată. Noi trebuie să ne rezolvăm problemele cu noi, cu familia, cu oamenii, orice problemă nerezolvată pe care o știm, trebuie neapărat rezolvată. N-am fost creați să rămânem cu, să trăim în probleme nerezolvate. N-am fost creați. Orice problemă trebuie încheiată. Când ai încheiat-o, mintea o uită. Subconștientul, nu conștientul. Că la subconștient nu poți să-i dictezi. Că e o zonă unde nu poți să intri și nu poți să faci curățenie. Aia e valoarea de sine. Aia se formează în copilărie. De aceea în primii 2 ani trebuie educat copilul. Că în primii 2 ani se formează valoarea de sine. Și toate reacțiile omului din aia pornesc. Din subconștient, nu din conștient. Din conștient pornesc acțiunile. Din subconștient pornesc reacțiunile. Adică ceea ce noi facem automat. Din conștient pornesc intențiile, sunt gândite, nu sunt automate, dar din subconștient pornesc automatismele și acolo ne facem de rușine, că acolo e problema noastră. Atunci când vorbim despre motive, afirmăm și faptul că prin repetarea neînțeleaptă a mâniei, căsătoria se transformă într-o luptă, într-o ceartă și într-un reproș. Capitolul acesta este unul sensibil. Știința vorbește mult despre aceste aspecte și spune următorul lucru. Orice om se ceartă greu dacă nu s-a certat niciodată. Lovește greu dacă n-a lovit-o niciodată. Îi spune fă greu dacă nu i-a spus niciodată până acum. Iertați-mi exemplele. Dar dacă odată a făcut treaba asta, a doua oară devine foarte ușor de spus, a treia oară și mai ușor și într-un an de zile pur și simplu devine obicei pentru el să îi se adreseze într-o manieră urâtă în care în trecut nici nu-i trecea prin cap să-și permită. Și toate devin obicei. Orice obicei al unui om îl domină. Omul este dominat de obiceiurile lui. Obiceiul devine a doua natură a unui om. De aceea, luptă-te să nu începi, că vei termina. Dacă faci o potecă și defrișezi în creier o nouă potecă, să știi că nu vei mai putea planta pomii acolo. Pentru restul vieții vei rămâne tentat cu poteca aia, cu obiceiul ăla, cu automatismul ăla. Am avut o experiență destul de ciudată, nu văd persoanele cu care am avut experiența aici. De ună zi, eram aici undeva într-o sală din biserică cu câteva persoane și mi-a venit să spun un lucru pe care nu l-am spus de 30 de ani. Nu era un lucru urât, murdar, imoral, era doar un fel de a vorbi cum vorbeam înainte să-L cunosc pe Domnul. Nu era un fel rău. Dar acum nu mai vorbesc așa. Și pur și simplu m-am trezit pe limbă cu treaba aia. Și eu m-am mirat de noutatea acestui lucru, că de 30 de ani nu l-am văzut. Și am zis, extraordinar, a stat ascuns în subconștient și nici nu știu cum a ajuns, de-abia l-am prins aici pe limbă. Noi nu ne părăsim toate potecile pe care le-am făcut în creier în toată viața noastră, nu le părăsim. Și dacă ni se întâmplă să mai mergem pe ele odată, devin tot mai obișnuite. Cine minte odată va minți ușor a doua oară. Cine nu minte niciodată va minți greu prima oară. De aceea trebuie să ne ținem departe de orice e rău. Tinerii au obiceiul să spună, da, dar nu-i păcat. Și uite aici stau. Uite așa trăiesc. Dă-te, Domnule, un pic mai încolo că o să cazi. Biblia spune, ferește-te de ce ți se pare rău. Că dacă te apropii prea mult de margine, risci să cazi. Teama că nu am ales partenerul potrivit, foarte mulți oameni se gândesc așa. Știu că e de mirare, dar să știți că mulți oameni se gândesc că nu au ales partenerul potrivit, că s-au căsătorit în grabă și nu s-au căsătorit bine, nu s-au căsătorit cu cine trebuie. Încercarea disperată și cu orice metodă să schimb partenerul, fraților, asta este o problemă complicată. Fiecare om căsătorit încearcă cu toate resursele lui să-l schimbe pe celălalt, în timp ce celălalt face exact ce face ăsta. Și în loc să devină o completare, devine o competiție. Fiecare încearcă să-l schimbe pe celălalt crezând că ăla nu-i bine crescut, crezând că ăla nu știe să scrie repede bilurile, crezând că ăla nu știe să-mi face bine copilul, crezând că ăla nu știe să așeze farfurile. Ce? Păi furculița tot timpul în stânga. Și există o luptă uneori în familie, pentru că eu am dreptate și celălalt spune, nu, eu am dreptate. Nimeni nu se lasă schimba de nimeni.
Nimeni nu se lasă schimba de nimeni, că fiecare om are, dacă a ajuns adult, are părerea, asta se numește valoare de sine, are părerea despre el că e bine, că altfel s-ar schimba dacă n-ar fi bine. Care dintre noi se vede murdar și nu se schimbă? Nu se poate. Nu știu că ești sunt murdar. Dar dacă știu imediat, mă schimb, că nu las eu pe oameni să râdă de mine, uite și pe ăsta, Domnule. Cine nu se schimbă înseamnă că el crede că n-are nevoie să schimbe. Cu cât încerci un om să-l schimbi mai tare, cu atât el se va împotrivi mai rău. Încearcă să împingi pe cineva și o să vezi că el nu se lasă împins, el se opune. Și nu face altceva decât să cheltui energia și timp. Și el să se supere că îl împingi și dumneata să te superi că nu se lasă împins. Încercarea de a te împlini într-o altă relație. Aici începe povestea pentru multe persoane, pentru multe familii, pentru mulți oameni care au ajuns în anumite situații complicate. Dacă nu e convins că a ales partenerul potrivit sau dacă se simte prea strivit și frânt în relație, s-ar putea conștient să facă asta cu intenția să se răzbune sau să atragă atenția partenerului pe care îl vede foarte indiferent și nepăsător și vrea prin asta să-l facă gelos, să-i atragă atenția. Foarte multe persoane fac treaba asta. Complexul de inferioritate sau de superioritate este un alt motiv ca să se mânie oameni în familie. Să știți că dacă te căsătorești cu cineva care are un complex de inferioritate, tot complexul acesta de inferioritate ți-l va pune ție ca tovarăș de viață în cap. Și toată frustrarea pe care o are, că se simte că nu-i frumoasă, se simte că nu-i bună, se simte că, sau invers, de bărbat, nu zic neapărat de femei, toate acestea le va pune în capul partenerului, că partenerul să ajute să fie bine. Dar atunci când un om are un complex de inferioritate, adică inferioritatea nu e doar într-o problemă că nu se pricepe să facă cartofi prăjiți ca mama sau ca soacra, ci e dominantă inferioritatea, asta se numește complex, adică e o boală a inferiorității. E persoana aceea, să știți că e foarte iritabilă, e foarte sensibilă și trebuie multă, multă, multă grijă. Acum dacă n-ai cunoscut-o în prietenie și în logodnă, nu știu ce mai poți să faci decât să o protejezi, să o îngrijești și să-i acorzi multă atenție ca ea să prindă la inimă, să simtă că e valoroasă, dar asta din respectul pe care îl dai. Trebuie să o hrănești cu mult respect, trebuie să-i acorzi un mediu de hrănire în care prinde la inimă, se întărește și încet, 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 încet se poate vindeca puțin de părerea că nu-i bună de nimic, dar să nu vorbim de complexul de superioritate, că ăsta e mai complicat. Atunci când vorbim despre mânie, în textul pe care l-am citit, constatăm că mânia are mai multe trepte, exact așa. Aici sunt mai multe trepte, mai multe grade, așa e mânia, așa e mânia. Și niciodată nu sări peste trei trepte, ci numai peste una. E adevărat că uneori poți să treci peste toate așa de repede, de a impresia că ai sărit peste toate. Prima treaptă, primul grad, este emoția interioară. Așa cum spuneam, este indignarea, e nemulțumirea că n-a fost atenție, a vărsat cafeaua, s-a stricat computerul. Nu zici nimic, dar în interior e o emoție puternică, e o nemulțumire, e o indignare. Asta se numește amărăciune, se numește indignare, se numește nemulțumire. Ăsta este primul grad al mâniei. Asta nu este o mânie păcătoasă. Că doar acum să nu spui că am păcătuit dacă m-am mirat de dumneata că mi-ai virsat cafeaua pe computer. Este o a doua fază, un al doilea grad, care este manifestarea exterioară și asta este nejustificată, ceartă și agresivitate. Fraților, dacă ar fi fost un mod de a rezolva problemele pozitiv, cearta, Domnul Iisus ar fi folosit-o. Dar Biblia spune că nu s-a certat niciodată cu nimeni. Dimpotrivă, a fost blând și smerit. Dacă cearta ar fi fost un mod de a-ți rezolva problemele, Domnul Iisus ar fi folosit modul ăsta. Dar El n-a folosit-o pentru că cearta e un lucru negativ. Cearta este o metodă mediocră de a-ți rezolva problema. Degeaba spui, da, dar am dreptate să ții pentru că nu știu ce mi-a făcut. Nu există dreptate să te cerți. Te cerți pentru că nu-ți poți stăpâni emoțiile. Alea din interior, pur și simplu, ies afară și că nu te mai poți controla, sigur că pentru 2, 3, 5, 10, 15 minute te porți cum te porți și spui, păi din cauza lui sau din cauza ei. Nu este adevărat. Domnul Iisus a avut multe cauze ca să facă așa, dar n-a făcut niciodată.
De ce? Pentru că s-a controlat, s-a stăpânit, a fost stăpânit. Și a controlat viața și a ținut-o în frâu, a avut frână. Mânia exterioară se manifestă atunci când emoția interioară devine necontrolată. Dacă vorbim de intensitatea mâniei, din textul acesta observăm că mânia are trei niveluri, funcție de intensitatea ei. În limba greacă sunt termenii ăștia pe care eu i-am pus pe screen, deși nu vreau să facem caz de ei, că noi nu suntem aici la universitate cu studenții, dar vreau să împărtășim cu frații care sunt iubitori de Evanghelie și sunt beneficiari ai înțelegerii voii lui Dumnezeu. Există primul cuvânt folosit aici în text, care înseamnă iuțime și este cuvântul pentru repede. Repede, într-o clipă. Acesta este primul nivel. Al doilea nivel este cuvântul pentru invidie. Și al treilea nivel este cuvântul pentru dușmănie. Cornilescu spune zavistie, pismă sau iuțime. Ei, toate aceste trei trepte devin părți componente ale creșterii intensității mâniei. În textul acesta, aceste trei verbe se regăsesc. Atunci când vorbim despre mânie, trebuie să acceptăm că mânia are alternative. Nu toți oamenii se comportă la fel la mânie. Nu toate femeile se comportă la fel și nu toți bărbații se comportă la fel. Deși la modul general se comportă la fel, dar în mod specific sunt diferențe. Diferențele pornesc în primul rând din zestrea genetică, adică din automatism, din temperament, și în al doilea rând pornesc din zestrea dobândită, adică din omul din interior construit, din caracter. Aceste două elemente compun personalitatea omului, care dictează felul în care un om se comportă la mânie. Priviți, vă rog, aici. O alternativă a mâniei este suprimarea. Suprimare înseamnă să te oprești singur. Înseamnă să apeși singur butonul să te oprești. Să spui singur mâna la gură. Asta este pentru aparentă pace. Sunt soții care știu că dacă încep o discuție, soții devin agresivi, nu suportă subiectul și iau foc. Sau invers. Și atunci, de dragul păcii, el nu dă drumul la amărăciunea din interiorul lui și o acumulează. Sigur că el nu poate să o digere ca mâncarea. Asta nu pleacă, rămâne acolo. Că nu o lasă să iasă afară, e una, nu se manifestă, dar ea rămâne acolo. Și ocupă un loc din borcan. Dacă mai pui de două, trei ori pe atât, borcanul se umple și capacul, poc! Și indiferent că e timpul sau nu-i timpul, locul sau nu-i locul, face un scandal și o ceartă de mamă. Și uneori din nimic, că ultimul lucru care dă pe deasupra borcanului s-ar putea să nu fie chiar un lucru foarte serios. Depinde cu ce se umple borcan. Apoi, este manifestarea mâniei, nu suprimarea mâniei, nu închiderea mâniei, interiorizarea ei. Manifestarea mâniei este reacția ironică. Foarte mulți oameni folosesc ironia atunci când se mânie și zic: a, mă, bine, deșteptule, că veniști tu să-mi spui cum să fac asta. Fac asta de 30 de ani și acum a venit un deștept ca tine și îmi spui tu acum cum să fac treaba asta. Asta este ironic. Noi când spunem deștept, nu vrem să spunem că e deștept, ci vrem să spunem opusul. Asta e o figură de stil. Ironie. Nu, dacă folosim ironie în familie, să știți că nu e chiar o mare performanță. Dimpotrivă, asta e o mare mediocritate. Ironia nu se folosește în familie cu persoana iubită. De fapt, nu prea se folosește nicăieri. Este reacția critică de asemenea ca o manifestare. Atunci când vorbim despre tipuri de mânie, uitați-vă numai la ele și întrebați-vă cu ce anume semănați mai mult, pentru că fiecare dintre noi ne cunoaștem. Este un tip numit cuptorul. Ăsta este omul care, asemenea unui cuptor, își controlează mânia. Are buton și dacă vrea să-l pună la 80 de grade, la 80 de grade îl pune. Așa a fost împăratul David. Vă aduceți aminte că s-a întâlnit cu Saul. Saul era dușmanul lui numărul 1. După ce că era socru, era și dușman. Și acum l-a prins, ăsta dormea și putea să-i taie gâtul în 10 locuri și îl rezolva. Dar David s-a controlat, să nu credeți dumneavoastră că chiar nu mai putea de dragul lui Saul. El s-a controlat, el în mod disciplinat s-a oprit, dacă lăsa carnea să spună ce îl făcea bucățele.
Dar el era omul lui Dumnezeu și a spus: eu nu-mi permit, nu-mi pot permite să dau frâu cărnii, ci o să mă controlez. Și s-a controlat. Ăsta este cuptorul. Dacă e nevoie să fie mai încins, să se facă varza mai repede, îl dai mai tare. Dacă vrei să fie mai așa, mai la foc mic, că nu știu de ce se zice că mâncarea e mai bună la foc mic, atunci îl las așa. Dar nu toți oamenii au această capacitate. Nu toți. Apoi este icebergul. Icebergul este omul care se mânie, dar nu se vede. E omul care poate să stea așa. Și se vede numai asta, zâmbetul. Dar înăuntru, dacă s-ar vedea, wow, dar nu se vede. Nu toți oamenii au capacitatea să se ascundă. În general, sau să nu spun asta, oamenii n-au toți capacitatea să se ascundă. E și asta, e și asta o calitate sau un defect, nu știu sigur ce este. Așa a fost Ioab. Vă mai aduceți aminte de Ioab? L-a chemat și a spus: vină încoace să avem un lanț împreună. Și l-a luat de după gât. Și ăla s-a bucurat: uite, domne, generalul cum mă îmbrățișează, ce onoare pentru mine. Și când se gândea la treaba asta, Ioab cu paloșul l-a omorât. Îmbrățișindu-l, l-a omorât. Asta se numește exact ce am spus mai devreme: mânie ascunsă. Fraților, să vă feriți de cei care au mânia pe afară. Cel puțin 5 minute, cât ține. Dar de cine are mânia ascunsă, este mai complicat. Pentru că dacă vezi pe unul că vrea să te bată, te ferești de el. Dar dacă vezi pe unul că vrea să te pupe sau să te îmbrățișeze, te cam bucuri și poți să fii victimă mai ușor. Că nici nu știi că el asta folosește doar ca să te nimicească. Cărbuni încinși. Ăsta este Iacov. E mânia acumulată. Vă mai aduceți aminte? S-a dus la Laban și îi spune lui Laban: băi, nu te supăra, mi-ai schimbat țimbria o dată, mi-ai schimbat-o de două, mi-ai schimbat-o de trei. Mă, tu știi câți nervi am acumulat? Tu știi câte am răbdat eu pe tine? Tu până unde crezi că o să mă păcălești pe mine? De câte ori crezi că o să te rab eu pe tine? Ai făcut ce ai vrut cu mine atâția ani. Păi ce crezi că o să-ți meargă asta la nesfârșit? Așa i-a zis Iacob lui Laban. Vulcanul, asta este mânia care sare capacul. Așa a fost Saul. A auzit el că într-un oraș au venit amaleciții și au vrut să scoată cât un ochi la toți evreii din satul ăla. Și săracii oameni, când au auzit așa, au spus: mai lasă-ne să ne gândim. Și în timpul ăla a trecut Saul prin sat. Și evreii s-au plâns la rege: rege, uite, au venit dușmanii și au zis că ne scot cât un ochi la fiecare cetățean din satul ăsta. Și Biblia zice așa: Saul s-a mâniat la maxim. Asta a fost, e adevărat, o mânie bună. Dar că a fost indignare pentru un lucru sănătos, dar a fost vulcanică. Furtuna este mânia agresivă, fiii lui Iacov. Vă aduceți aminte de doi dintre fiii lui Iacov, ce au făcut când sora lor a fost batjocorită? Vă mai aduceți aminte cum i-a trecut pe toți prin ascuțișul sabiei? A fost de-a dreptul agresivi, sadici, violenți. Să știți că sunt oameni care au nevoie să se răzbune. Nu s-au educat în interior, nu s-au disciplinat, nu și-au dat o formă iubitoare și altruistă caracterului lor, nu și-au îngrădit temperamentul cu un gard gros și acum când au ceva cu cineva, pur și simplu n-au somn până nu curge un pic de sânge. Ascultați-mă, sunt astfel de oameni. Și dacă vi se întâmplă să vă întâlniți cu un astfel de om pe drum și să-i treceți prin față, să știți că nu veți scăpa ușor. Ei n-au nici un ecuson în piept să spună că sunt din ăla. Aș vrea să ne oprim și dacă vom mai fi în viață, cu ajutorul lui Dumnezeu vom mai continua. Însă înainte să ne oprim, mă uit la dumneavoastră și știu că nu sunteți decât niște oameni ca mine, care stați în fața lui Dumnezeu, stați la cruce, stați cu Evanghelia în mână și vă simțiți responsabili de felul în care vă comportați. Soții și soți, copii și părinți. Fiecare dintre noi vrem să atingem excelența. Fiecare vrem să vorbim frumos ca Domnul Iisus. Fiecare vrem să fim plini de zâmbet și de voie bună ca Domnul Iisus. Fiecare vrem să fim iubitori și iertători ca Domnul Iisus. Însă, de câte ori limba asta nu ne-a făcut pe noi să fim disprețuiți în fața semenilor noștri? Pentru că pur și simplu i-am lăsat să vadă lucruri mai puțin plăcute din viața noastră. Sau de câte ori nu ne-am mâniat și am făcut un circ
Și s-au uitat la noi copiii, s-au uitat la noi poate alții care erau în jurul nostru. Și să știți că noi uităm, dar oamenii care ne-au văzut așa nu mai uită niciodată. Fraților, cea mai mare bogăție, cel mai mare tezaur al unui om în viață este să lucreze la construirea unui om din interior, numit caracterul, adică chipul lui Hristos reflectat în el. Și în acest caracter să fie asemenea Domnului și caracterul acesta să fie roada Duhului din Galateni, capitolul 5, versetul 22. Orice fată speră că se va căsători cu un băiat care va fi dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credincioșie, tătătă, până la nouă, înfrânarea poftelor. Orice fată crede asta. Că altfel nu s-ar căsători cu un băiat dacă n-ar crede că e așa. Orice băiat când se căsătorește crede că fata căreia îi cere mâna este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, până la înfrânarea poftelor. Însă nu întotdeauna este așa. Fiecare dintre noi avem lângă noi un om care mai are și defecte. Însă lângă omul acela e un alt, adică noi, om cu defecte. Vreți în seara aceasta să acceptați că fiecare muritor, oricât de bun ar fi, mai poate îndrepta multe lucruri în viața lui, în casa lui, împreună cu soția lui, cu soțul, cu copiii sau părinții? Vreți în seara aceasta să luați această provocare ca din partea lui Dumnezeu? Vă întreb pe dumneavoastră, scumpii mei frați și surori, credeți că scopul lui Dumnezeu în această seară a fost doar să ne informeze? A fost doar să ne delecteze? A fost doar ca să ne treacă în mod așa plăcut și ușor timpul ăsta de 40 de minute? Sau credeți că Dumnezeu vrea să continue desăvârșirea noastră și omul din lăuntru să-l domine pe cel din afară și să fim niște oameni duhovnicești care avem o purtare aleasă ca Domnului Iisus, iar oamenii văd în noi pe Domnul și nu mai e nevoie să ne pună întrebări teologice, pentru că sunt copleșiți de mărturia noastră în fața lor și de chipul Domnului care este reflectat în viața noastră. Aș vrea să vă rog în această seară, în taina inimii dumneavoastră, soți și soții, stați înaintea Domnului și întrebați-vă, există un lucru care soția sau soțul îl reproșează des? Vreți în seara aceasta să vă gândiți la lucrul acela și să vă puneți pe inimă să-l rezolvați? Probabil că-s mai multe. Luptați-vă numai cu unul, că dacă vă luptați cu doi, trei, vă pun jos. Luptați-vă numai cu unul. Stați înaintea Domnului și spuneți așa, Doamne, ai mai îngăduit să trăiesc astăzi. Am în față o săptămână. Vreau în săptămâna aceasta să postez o zi sau două și vreau dimineața când mă trezesc să mă trezesc cu lucrul ăsta în minte. Sunt atent să nu mai repet acest comportament care produce ceartă în casa mea. Și mereu îl enervează pe tovarășul de viață sau, mă rog, pe oamenii care sunt în jurul meu. Identificați lucrul ăsta? Sunteți gata să fiți niște viteji, niște voievozi ai Domnului care dați mai multă strălucire caracterului? Sunteți gata să facem lucrul acesta? Frații mei, predica s-a terminat și nu poate fi pus nimic dincolo de ea decât aplicația practică care este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. În aceasta va sta în ziua judecății diferența între cei vino sau între cei dute. Vă rog, vă rog, puneți la inimă numai cât credeți că se merită din cuvintele acestea și faceți o aplicație practică care să dea mai multă sfințenie și desăvârșire vieții noastre, pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu și pe noi ne evaluează Dumnezeul cerului și al pământului. Vă chem la rugăciune, scumpii mei.